Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la Faking News! Suntem Mădălina și Dan Badea. Și în seara aceasta sperăm din suflet să meargă și prompterul. Pentru că da, avem prompter. Aici la noi la Ai Umor prompter? Da, Ai exact. La tine la știri, avem prompter, extraordinar. În seara aceasta vom face o scurtă trecere în revistă a celor mai importante știri din 2024. Ce? Da, 2020. Tu ai 2023? Da. Nu, uite-te la prompter, e ok. Atenție, urmează cuvinte care vă pot afecta emoțional. Dorian Popa a luat o decizie radicală după ce a fost prins fumat la volan în chiloți. Citez: nu mă voi mai atinge de volan, de fumat sau de chiloți. Totuși, la nici două luni de la incident, Dorian i-a făcut concurență lui Cătălin Botezatu cu o colecție de chiloți cu volanul pe dreapta numită Jliț Johnule. Scrie pe bata chiloților așa, DP. Dorian Popa. Continuă lupta pentru Gabi Bădălău. Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu s-au luptat timp de 2 ani, dar publicul va putea vota cine să câștige iubirea lui în noul reality show numit Mireasă pentru Bădălăul meu. La acest show vor fi și alte concurente surpriză, printre care Bia Khalifa, Emma Uta, Angela Similea și Nikita. Bineînțeles, se va transmite totul live pe OnlyFans. Și nu mai acolo. De OnlyFans? Da. Dar de unde știi tu de OnlyFans? De la Natanticu. Faking news. Acum, doamnelor și domnilor, în comuna Berislăvești-Vâlcea, un copil de 10 ani a fost prins la volanul unei mașini. Acesta conducea pe un drum județean și era însoțit de o doamnă în vârstă. Conform informațiilor pe care tocmai le primesc și sunt absolut neverificate de nimeni, cred că este vorba despre Ana Morodan, care se pare că l-a convins pe un copil cu două acadele. Rectific, o acadea, una a mâncat-o ea. Mulțumim, foarte importante știri. Să? Se conducă mașina. Continuăm acum tot cu Ana Morodan, care în 2023 a fost prinsă pe pastile la volan. În 2024, fosta contesă digitală a trecut pe analog și lansează o colecție pentru boschetari numită Pa-Stil. Bun. Datorită promovării unei vieți total nesănătoase și a abuzului de pastile, Ana Morodan a primit muncă în folosul comunității, fiind noua imagine a farmaciei inimii în locul lui Fuego. Oana Matache, celebra sora de... scuze. Sora celebrei Delia a declarat că împreună cu iubitul ei, Rocco Siffredi... ce am, mă, frate? Radu Siffredi, nu? Radu îl cheamă. Pregătesc un sitcom numit sugestiv Doi copii și jumătate. Show-ul va fi difuzat pe DAC TV. Delia a fost în Nepal și a urcat pe Everest. Dar ce nu s-a văzut la TV au fost cei 4 șerpași care o duceau pe umeri ca pe o divă. Unul dintre ei a învățat română și a declarat: Nepal e rău. Pentru dreptul la replică am încercat să o contactăm pe Delia, dar nu a avut semnal, pentru că și-a uitat telefonul sub un teanc de bani. Nepalelău. Crezi la ce greu e pentru Delia să-și caute telefonul în jantă? Cosmin Natanticu a luat-o din emisiune în emisiune, țelul lui fiind să ajungă ispită la Insula Iubirii, pentru a demonstra odată pentru totdeauna mitul că o are mare. Oh. Ai, vrem pe insulă! Insula șerpilor! Nu-i mit! Tu știi! Același Cosmin Natanticu a reușit performanța să apară la televizor mai mult decât se uită. Adevărat! Cred că ăsta e secretul în televizor. Oameni buni, este singurul comedian care își întrerupe show-urile cu pauze de publicitate și mesaje de interes social. Natanticu a declarat că pregătește un show nou-nouț, dar apropiații spun că asta le spune de 9 ani. E fix! Îl avem în direct acum pe domnul Cosmin Natanticu. Ce onoare!
Ce onoare! Bună seara, domnule Tanticu! Neatăticu! Cosmin Natanticu! Mulțumim pentru intervenție la Faking News. Da. Am o întrebare pentru dumneavoastră. La câte emisiuni ați participat de-a lungul carierei de succes? Să le enumere, să ne puteți enumera câteva? Vă mai puteți aminti la vârsta dumneavoastră? Când am început în 64... Păi sunt multe, dacă plec de la surprize, Taxi Driver, Ferma, Asia Express, Dancing on Ice, seriale nu mai zic cât, Serviciul Român de Comedie, cea mai România are rost, Stai Umor. Se poate mai repede, nu avem impuls. Dar nu, iată, cred că s-a pierdut legătura. Avem încă o știre de ultim moment. O importantă platformă de streaming a decis să-i onoreze sfârșitul de carieră a lui Cosmin Natanticu, schimbându-și numele în Netflix. Netflix! Oh, bine! Afacere! Cătălin Bordea a avut un an plin. După ce s-a întors câștigător din America Express, a participat alături de fosta lui soție, fără să vrea, și la alte reality show-uri, precum Mireasă pentru prietenul meu și Sunt celebră, scoate-mă de aici. Da. Răzvan Fodor a primit prestigiosul premiu Idolul femeilor la menopauză. Premiul pentru care s-a luptat cu Virgil Ianțu și Cabral. În concurs a fost și Liviu Vârciu la categoria New Entry. Dezamăgit că a pierdut, Cabral a strigat din public: e discriminare, domnule! Eu zic să ne măsoare din nou, să întrebe 100 de români. Răzvan Fodor a câștigat acest premiu datorită carierei sale de succes, fiind declarat și cel mai bun bucătar dintre cântăreți, dar și cel mai bun rocker din telenovele. Da. Premiile câștigate nu îi alină dorul de țuca atunci când soția lui pleacă în America Express. El a declarat: tati, nu mi-e dor de ea, dar a plecat cu toate machiajele mele. Aoleu! Fodorică, ți le trimit eu, doar sună-mă. Mai sunt sau nu împreună Iulia Albu și Mike? Aceasta este întrebarea. Iulia Albu este acuzată că acceptă lipsa de respect a partenerului ei și se comportă în această relație ca o găină, în timp ce Mike e toată grădina zoologică. Ce text bun, omul! S-a dat domnul la cutia Pandorei aici. Iulia și Vlad Huidu se iubesc atât de mult încât au făcut dragoste în timpul filmărilor America Express. Deci se poate. Se poate. Și noi suntem la filmări. Da. Ne iertați un pic. Da. Chiar dacă nu aveau uși sau ferestre. De aceea vă invităm să-i urmărim seara pe Antena 1, noaptea pe Antena Play și mai spre dimineață pe Pornhub. Oh, no. De unde știi tu de Pornhub? De la Bordea. Mamă, ce prieten ai! Asta e, stai mai. Continuăm acum știrile. Preotul din Băbeni, Vâlcea, are o sală de păcănele deschisă non-stop în curtea bisericii. El a declarat că de Paște ar vrea să organizeze acolo un concert paraziții. Aris și Laura Giurcanu, cel mai Mario Fresh cuplu din showbiz, au fost întrebați despre începutul relației lor în America Express. Cei doi au declarat: ce se întâmplă în America Express rămâne în montaj. În America Express. Pardon. Da. Alex Body și Emma Uta sunt un cuplu făcut parcă de inteligența artificială și a trezit suspiciuni că ar fi androiți. Dar asta până când au fost auziți vorbind. Fanii au cerut vehement trimiterea lor înapoi în clasa a doua. A doua, nu a noua. A doua. Cătălin Cazacu și Ramona Olaru au format un cuplu frumos, dar s-au despărțit din cauza programului. El nu era niciodată treaz noaptea, iar ea se trezea cu noaptea târziu în cap. Bam! Hai de capul meu! Aoleu! Așa e la umor, nu? Lumea se întreabă de ce mai trăiește... Pardon, din ce mai trăiește Irinel Columbeanu, care a ajuns homeless deluxe, iar acesta a declarat că trăiește din amintiri. Practic, a trecut de la 3 studente la 3 sud-est. Amintirile de îl chimesc. Exact. Urmează rubrica Sport acum. Liga Comedianților din România s-a declarat revoltată de ce i s-a întâmplat lui Cătălin Bordea. Teo a declarat:
până acum soțiile se schimbau între noi. Nu am știut că se pot face transferuri și în ligile inferioare. Hai, bravo! Frumos! În 2024 se pregătește meciul secolului. Ana Maria Prodan, după pumnul dat lui Alexa și bătaia în stradă cu Reghecamp, l-a provocat în ringul MMA pe Meme Stoica. Meme l-a trimis ca de obicei pe Luțu să se bată, după care să ia și țigări. Încă din prima rundă, Marica, ca antrenor, a aruncat prosop. Închidem acum rubrica sport și iată știrea momentului. Există tot mai multe zvonuri că s-ar pregăti un mega proiect TV. Mireasa Express pentru Insula Iubirii. Iar un amplu sondaj arată că cele mai cerute perechi ar fi... Horia Patapievici și Bia Khalifa. Doamne, ce interes. Ozana Barabancea și Uzi. Gheboasă și Tudor Gheorghe. Adrian Copilu Minune și atât. Oh, aplauze la Adrian Copilu. Da. Păi și atât, la și atât, nu la... Delia și oricine, deci poți merge chiar și cu Chelu. Da. Ana Maria Prodan și Reghecamp. Exact. Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu. Bordea și Spike. Evident. Și bineînțeles, Nathan Tici. Oh. Dar ce te faci? Dacă voi lipsiți două luni din primetime-ul Antene 1, cine mai apare în primetime? Răspuns corect, tot voi! Știrile Faking News au ajuns la final, doamnelor și domnilor. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și astăzi. Și nu uitați, alcoolul dăunează grav sănătate. Sănătate și publicitate. Facem aia cu dragoste. Aplauze! Incendiare și călăție pentru... Unicul, inegalabilul, rău vegan, Dan Vada! Bravo, bă! Mă, te pupăm, bravo, bă. Hai să stăm și noi aici, să ne uităm la domnul cum face. Adevărat. Bună seara, cine ar fi crezut? Ai Umor sezonul 15. Cine ar fi crezut să zic eu asta? După cum s-a scris foarte mult, vedeți că am plecat de la Ai Umor. Iată, am plecat de acolo și am venit aici pe scenă, unde a început această călătorie extraordinară cu peste 7 sezoane și aici va continua, pe scenă. Aceiași oameni care scriu în ziare și chestii așa și care ne întreabă, că mă uit la artiști, acum am în față numai artiști, o întâmplare amuzantă de la un concert, de la un show, ne spune și nouă, mai amuzantă că stand-up-ul, mai amuzantă că show, dar nu există, după care te gândești, bă, stai un pic, da, poate să fie. Uite, mă uit la Bordea și mi-amintesc că am avut împreună cel mai mare, și cu Micuțu, bineînțeles, cel mai mare show făcut în România vreodată de stand-up, 7800 de bilete vândute la Cluj, la sala polivalentă. Bineînțeles, Bobinie. Au fost vreo 8500 de oameni, că na, știi cum e. Au mai dat două la primărie, două la școală de fete. O atmosferă incredibilă, dar era un hău, era o sală foarte mare. Cred că primul rând era de două ori unde sunteți voi acum. Ei mai și zic nouă înainte să râdă. Cred că am zis trei glume în 25 de minute, nu știu cum au trecut. După care, fix a doua zi, m-am văzut cu Delia la un show, la care, cum să zic, a fost cel mai mic show din viața mea. A fost un party privat, dar parcă prea privat mâncam. 17 oameni, frate. După 8500 de oameni, 17 oameni, dar cum să zic, unul și unul. Ilie Năstase, nu mă știu, erau dăștia astea. Bă, dar unul n-a râs. Bă, unul n-a râs. Se uitau la mine, zice, uite așa, mâncau fripturii care se ziceau, cine-i domnul? Și vezi cum e Dumnezeu, nu m-a lăsat să plec de acolo supărat. După mine venea Delia să cânte. Clar, m-am gândit că am luat prea puțin bani. Aia. Și cred că nici ea nu știa exact unde vine, că m-a întrebat pe mine, starule, cum e? Și am zis, măi, rupi, ești nevoie. Era și cu tot bandul și cu tot stafful, cred că depășeați 15 oameni, 17 era oameni. Era mai mulți că da. Da, și am zis, să cânti ceva lent, îi luați la dans unul la unul, să fie o nebunie. Ca la Baia eram. Se întâmplă multe, frate. Anul trecut am fost la o singură nuntă. Eu, da, mă mai duc să fac stand-up la nunți. Nu știu, nu pot să recomand neapărat, dar înțeleg că sunt oameni
fan de-ai noștri, sau cum se zice, oameni care au crescut odată cu noi, cu stand-up-ul nostru și care se căsătoresc și vor un moment mai special la nuntă. Problema nu e cu oamenii, nu e limbajul, problema este cu setup-ul. E ringul ăla de dans, oamenii care mănâncă, copiii care sunt acolo, e foarte greu. Dar am fost la o nuntă pentru că m-a sunat un tip foarte decent și mi-a zis așa: bună ziua, domnul Badea, sunt cu tare, cu tare, știu că n-o să veniți la noi la nuntă. Zic, puteam să închidem telefonul acum, la revedere, toate cele bune. Dar stați să vă zic ceva. Noi suntem vegani. Bă, și-a făcut o pauză. Și eu nu știam ce să zic. Zic, ce zici la asta? Bă, felicitări că ai avut energie să suni. Sau ce zici la treaba asta, frate? Noi suntem vegani. De aici mi-a venit și ideea noului turneu Rău Vegan, pentru că să vedeți ce s-a întâmplat, da? Și zice, și foarte greu am găsit un restaurant care să facă meniu vegan. Și am zis, bă, dar cât de greu să scoți carne din sarmale și... O scoți, nu? Păi da, dar mulți prieteni de-ai noștri acum nu mai vin la nuntă pentru că nu mai avem, că avem meniu vegan. Bă, începuse să-mi fie milă de el, eram pe... Ce să zic? Zic, bă, stai un pic că nu în carne stă treaba, nu în asta. Un șpriț, șpriț și voie bună și muzică. Ce? Veganii nu beau șpriț? Și el a zis, veganii, da, dar noi nu, că suntem adventiști. Oh. Băi, o fracțiune de secundă mi-a luat să zic da, pentru că nu fac eu stand-up la o nuntă adventistă vegană. Am ajuns acolo, vă jur, mă așteptau niște oameni, eu nu știu, ziceai că vine regele. Puteți, orice rege vă vine în cap, nu gândesc. Uite așa, stăteau toți acolo, era personalul care făcuseră pariuri că eu nu vin acolo, sau că vin, sau cum știu. Pentru că au zis, am făcut pariu că n-aveți cum să veniți aici. Păi de ce? Păi hai să vedeți. Când am deschis ușa, bă, s-a auzit ușa. Tu știi ce înseamnă la o nuntă sau de... Bă, nimic, nu era muzică, nu era nimic, bă, nimic. Cântau patru pastori, eu eram în întârziere, când m-au văzut ăia, au făcut... Doamne și doamne, urmează... Bă, și efectiv s-au auzit pașii, tată, deci când am mers în sala aia, s-auzeau pașii. Puteau oameni să-și iară sară dintr-un capăt în altul al sălii, nu era nicio problemă. Și uite, am luat microfonul și am zis, păi nu fac eu glume fără carne la o nuntă rău vegană. Dar asta n-a fost nimic. Cel mai tare show a fost după show. Anul trecut am avut la Costinici mai multe show-uri, știți, amfiteatru. Au dat o vopsea și gata, s-a refăcut. Hai să facem. Noi aveam stand-up de la 9 și după noi, la 11, venea trap. Trap, tata. Toți copiii, trap. Și oamenii îmi tot spuneau, organizatorii, bă, trebuie să rămâi să vezi ce n-ai văzut. Și am stat, am fost 10-15 ani, nu mai știu cât am fost, o veșnicie în lumea asta muzicală, am văzut tot ce s-a putut vedea. Nu mai îmi trebuie nimic. Bă, trebuie să vezi ce se întâmplă după voi. Zic, bă, lasă-mă că am văzut. Bă, vin ăștia. Și a început să-mi spună niște nume, Ian, Asteca, Gheboasă, Petrica Ștefan, Chilafon. Zic, bă, îmi numeri prietenii tăi, ce dracu zici, bă? Cine-s, bă, ăștia? Că nu... Chilafonic, știu și Nane că a cântat cu tine. Da, dar în rest, cine-s, bă, ăștia? Din toate numele astea care sună atât de mișto, Chilafonic, cu tare, nu știu care, eu am reținut Petrica Ștefan. Am zis, bă, să mor tu, că a fost unul care... Numele meu e Petrica Ștefan la catalog, eu așa vreau să mă chem. Eu ăsta vreau să fiu. Zic, câți ani are, mă, ăsta? 17. Mamă, ce șmecher e ăsta? Da? Vă zic o glumă foarte tare. Când îl sunau organizatorii să-i propună zeci de concerte pe zeci de mii de euro, nu știu, a zis, hai, tati, vii la Cosin. Și el a făcut, nu pot să vorbesc că sunt la ore. Bă, măcar era la ore. Bravo lui, bravo, bravo, Petrică. Și într-o seară, la noi veneau 800, 1000 de oameni, amfiteatrul are 1000 de locuri. Da, am zis, bă, hai să... Mi-a zis, bă, în seara asta e nenorocire, o să vezi o chestie ce n-ai văzut. În seara asta o să vină Petrică, Ștefan și Ian. Bine, sunt 2000 de copii. Zic, du-te, bă, de aici, n-ai cum. Am ieșit, am dat să plec. Și într-adevăr, cum știi, aleea aia din Costinești care duce la mare, bă, n-aveai loc de copii. Deci am o poză, bă, n-aveai loc, era înțesată. Zic, hai mă să văd. Au plecat ai noștri, publicul nostru, au strâns frumos de pe jos, public de stand-up, mă, tu nu ce. Au făcut curat, bă, au năvălit imediat 2000 de copii. Dar cum? Alergau, mai ales fetițele, alergau cu telefonul în mână, toți erau pe live și se puneau aici în fața scenei, uite așa, filmau de atunci, tot filmau, înțelegi? De ce? Că am înțeles după aia de la ei. În primul rând, să pleacă cu suveniruri. Băieții sunt la pantaloni scurți, vin pe lângă scenă, așa nu ce, și fetele îi trag de părul de pe picioare să rămână cu ceva de la ei, tată. Să mor tu! Să da, mă, mor tu! Probabil de acolo vin toate astea, îți dai seama când atrag... Doare, probabil atunci au fost... Scâr, păr, scâr, așa ori fi fost. Așa, și au zis, bă, mie mi-a plăcut cum rămâne pe piesă. Rrr, scâr, alea lor.
Și doi, ăștia vin și mai au, vin aici, nu știu dacă ies în lumină, și iau telefonul de la cineva, fac live pe telefon în contul ăla și pe urmă îl dau înapoi. Stai seama că ăla nu stă să... De unde am luat? Stați, stop concert, de unde am luat telefonul? Da, ia-l înapoi. Stai seama, ăla îl dă oriunde. L-a luat aici, îl dă mai acolo. Mamă, începea o panică, începea tot. Pă, telefonul mă dă lângă... Stai 11, ți-am dat 14. O nebunie, nu, era ceva incredibil, da? Și zic, bine mă, hai să-i văd pe artiștii pe care nu i-am văzut niciodată. Hai să-i văd. A venit o dubă cu niște copii. Cu încă 50 de copii, anturaj. Toți arătau la fel. Zic, care-s artiștii, mâncare? Care-s artiștii? Am primit cel mai tare răspuns, a zis organizatorul. Bă, nici noi nu prea știm. Dar pe Ian poți să recunoști ușor că zici că a jucat în Walking Dead. O să vezi unul care e zombie așa e. Zici că e Kurt Cobain în ultima zi aia. Pff, aia, ăla aia. L-am recunoscut, dar zic, Petrică Ștefan, cine, bă, muream să-l cunosc pe ăsta. Cine și-a păstrat numele din catalog? Hai să vedem. Și într-adevăr, 2000 de copii urlau, bă, erau, Petrică, bă, zic că ăsta e mai tare ca Petrică Mâțu Stoian, a ține bunei la cap. Cine ăsta, bă, frate, toți copiii pe acolo. Și la un moment dat începe un intro, toți copiii, a, n-am văzut în viața mea așa concert. Și am fost la multe. Aici era DJ-ul, 50 de copii anturaj, filmau 2000 de copii care filmau pe ăștia 50, care filmau pe aia 2000. Era ceva, bă, incredibil. Și la un moment dat, pac, intro, eu am rămas într-o parte aici de scenă și filmam, că era într-adevăr ceva nemai văzut, dar vreau să văd cine e Petrică. Au intrat doi puși pe parte, doi puși, dar mici, de 10-12 ani, au început să dea cu apă, pe ei ziceai că-s preoți, dădeau pe... Făceau că toate alea capă. Bă, eram ce o șemă, frate. Și a intrat unul, vă jur, a intrat Petrică, vă jur cât stativ o sta tati. N-am văzut în viață, uite așa, un bețișor de copil care s-a auzit direct la aici și a început să vă iau loc, să vă dau loc. Bă, eram cu telefonul, imit, eram, bă, Petrică, bă. Bă, mama ta, știe ce zici tu acolo la concerte, mă? Bunica ta, că sigur, e probabil de vârstă cu mine. Bă, ești... Bă, băiatule, diriga. Bă, era, până mai făcea, să îi zicea Luna, să te iau, să ți-o iau, gagica, să nu știu. Bă, dar unde știi tu astea, bă, Petrică, la 17 ani, bă? Plus că era ăla prietenul ei, da? Făcea, iau. Dă-i mâna. Bă, a rămas uimit, filmam ca prostul. Eram, bă, n-am fost în stare să opresc filmarea. Nu mai zic că, nu cum era pe vremuri, dacă ții minte când se făcea, când se cânta playback de lea, nu tu. Altă, celălalt. Și băteau cu mâna pe microfon așa și cântau și sărea banda aia sau CD-ul. Aia s-a inventat la Cerbul de Aur, la Mamaia, măi. Aia zic, sărea CD-ul și era panică, erau toți. Ăștia nici nu țineau microfon la gură, era... Niciun copil nu era, bă, dar nu cântă el! Nici o treabă, bă, n-aveau treabă, da? Și acum o să judecăm, că nu înțeleg, într-adevăr, bă, nu înțeleg trapul ăsta, nu-l înțeleg, e normal să nu-l înțeleg. Dar așa cum am fost și noi judecați de părinți, da? Că nu înțelegeau, uite, ascultam Paraziții, ascultam Mafia, părinții erau, ce asculți mizerile? Păi nu știu, cum și, cum să zic, ei ascultau Holograf, Compact, mă rog, rock, da? Și aia ziceau, ce mizerii, cum și ei Gil Dobrică și, nu știu, Gică Popescu era să zic. Petrescu. Gică Petrescu, ce mizerie? Bă, cred că până la Beethoven. Deci au fost aia, ce asculți mai aia? Ta-da-da-ta, ce mă mizerie? Întotdeauna a fost asta. Mie, oameni buni, că în vreo 10 ani o să zicem, bă, trapul ăla era muzică, bă. Bă, avea versuri, ești prost la cap. Venea unul acolo în fața oamenilor și făcea așa, să deranjea să vină de acasă. Tu nu vezi ce se întâmplă cu AI. Michael Jackson cântă Gil Dobrică, tot felul de combinații. Cred că o să mergem la un festival de la unde se audă niște frecvențe. O să fie... Și o să pleci căpiat așa acasă. Cum a fost? M-a spart. Ca să nu mai zic că nu... Eu nu pot să merg, nu mai merg la festival, nu mai merg, nu pot, nu, să stai 2 ore la intrare, să stai 1 oră la jetoane, să stai 1 oră cu jeton să iei o bere, după ce ai băut berea, să stai 1 oră să faci pipi, gata, s-a terminat, când am ajuns acolo, mulțumesc că asta a fost, te pup, hai, cum cacat, 1 oră, nu înțeleg, frate, nu înțeleg. Mă rog, a intrat Petrică, intră Petrică, se rupe sala, toți copiii aia nebunii, ce, îi ia pe aia, le zice toate, a cântat toate 3 piesele, pe toate, iar rupt, da? A terminat succesul la mare, 2000 de copii care țipau, a zis, urmează Ian! Și a plecat, a venit direct la mine, eu eram acolo într-un colț, filmam, n-am oprit filmarea, stai, 7 minute, nu mi-a consumat. Stăteam, îl așteptam așa, siderat. Și a venit direct la mine, bă, direct la mine, din succesul la mare a venit și a zis așa, domnul Badea, putem să facem o poză?
Bă, înțelegi că m-am simțit, mamă, eram, uite, bă, tot noi ăștia, bă, tot noi ăștia, bă. Vine el din succesul la mare, putem să facem o poză, sigur, bă, Petrică. Bă, și ce a urmat, m-a dărâmat pe viață, mâncați. Când făcea poză cu telefonul lui pentru el, a zis așa, mama e mare fan. Și cu asta vă mulțumesc, oameni buni. Să aveți un sezon extraordinar. Sezonul 15 a început. Multă baftă, băieți. Multă baftă, băieți. Mulțumim frumos. Ca niciodată o să vin să vă salut. Bună seara. Am venit să rămân la cele două glume pe care le-am spus toate sezoanele astea. Trei. Și să... Trei? Și să-l fac pe Dan să arate bine. Da. O să mă străduiesc. Noi suntem aici să vorbim despre... Umor. Robert Tudor. Această bătrână speranța televiziunii. Acest David Copperfield al magicienilor și, sau cum îi mai spunem noi uitându-ne la el, diavolul se îmbracă de la piață. O să fie rău. Aplauze. O să fie rău. E rău. Era nevoie de un om de valoare pentru o echipă importantă, așa că Robert Tudor este pentru a-i omor exact ceea ce era cândva un mare portar pentru Juventus. Un bufon. Îi se spune magii pentru că e magic cum încă nu a fost dat afară. Mai întâi a vizitat platourile de la Neața și, ca să fie sigur că e primit, a avut grijă să le șicare. Astăzi, cunoscut pentru Vă fac o magie, era cunoscut cândva pentru Vă fac un platouaș. Nimic nu a crescut audiența acelei emisiuni ca momentul în care magii a plecat. Apoi a ajuns la Nu te supăra, frate. Magii este exact ca bodyguardul de seară. El are grijă să închidă tot în urma lui. Da. Ne închide. Emisiunea Nu te supăra, frate, s-a închis mai repede decât a reușit să se închidă Romică Țociu la pantaloni când au venit paparazzi. Acum e aici, dar probabil că 14 sezoane au fost de ajuns. Oricum, datorită lui, noi ne-am simțit în acest sezon exact ca Dinamo în sezonul în care a retrogradat. Are stilul vestimentar inconfundabil al lui Dor Octavian Dumitru și umorul de necontestat al unui panou de curent. El spune că face mai mult comedie decât magie, dar noi credem că este modest și putem spune fără să greșim că nu face niciuna, nici alta. Îi merge mâna cu cărțile, adevărat, știe să le ascundă, experiență care l-a ajutat și când a fost nevoie să ascundă că nu are niciun pic de talent. Bună, a fost bună, mi-a plăcut. Ce putem noi să spunem despre Robert Tudor și nu s-a spus deja în orice cabinet de consult psihiatric? Am vrea să-i dedicăm niște versuri care fac oarecum completă imaginea lui de artist. Are calități, chiar dacă nu se văd, face peste tot prăpăd, este peste tot și acolo și aici, n-are mască însă, totuși este măscărici. Versuri, bă! A muncit foarte mult ca să se ridice de jos și asta numai după ce a terminat prima sticlă de vin. Ține la băutură mai puțin chiar decât ținem noi la prezența lui la umor. Nu știm ce mănâncă de are atâta energie, dar știm ce i-am pune noi în mâncare dacă am aflat unde o ține. Acest copil mare al showbiz-ului este greu de descris în cuvinte. Și sigur cuvintele cu care l-am descrie noi nu ar putea fi difuzat. Dar măcar spune-le. Foarte frumos, inteligent, nu? Da, asta, un prieten adevărat. Cuvinte demne de umor. Face umor din nimic, dar mai ales face nimic din umor. Da. Ținem la el cum ține chelul la glume. Ținem la el cum ține Delia să postească. Ținem la el cum ține bordea locului Bendac. Ținem la el cum ține cortea la demnitate. Dar de ce avem cu asta? Nimic. Hai că o schimbăm, fii atent. Am fi vrut să facem o magie... Am fi vrut să facem o magie și să dispari, dar din păcate Șerban și-a folosit puterile magice pe magicianul greșit. Sau cum ar spune un prieten, ai greșit magicianul, băiatul meu. Nu e nebun,
Doar vă spun atât. Asistentului personal este asistent pe ambulanță. Cum story? E Joker, mă, e Joker de România. Ești spaima lavalierelor și a telespectatorilor cu bun simț. Uai, de capul meu! Cortea și Delia te suportă pentru că ei ales pe oricine. Mă bucur că ai luat drumul acesta al magiei când nu te-au primit în gașca Zurli și nici la Bălăceanca. Ai adus ceva nou în emisiunea noastră. Ai adus speranța lui Pipino că într-o zi va putea chiar și el să fie prezentator. Nu cu asta ne-am ocupat noi? Ba da. Okay. Bă, trebuia să intru eu după. Ești foarte respectat în breaza magicienilor, de asta toți spun Harry Potter. Magii, uite-te la mine. Am o magie pentru tine. Zi. Alege o carte. Citește-o. Asta e bun. Acum, serios, la finalul oricărui roast se spun și lucruri frumoase. De data asta chiar n-am nimic de spus. Mulțumim pentru tot, magii. Mulțumim. Numele tău va rămâne o legendă aici la noi. Aplauze pentru magii tot. Aplauze. Acest asta moment de bonding special între noi s-a terminat. Da? Va ieși foarte bine. Hai, cineva, cineva să strângă. Hai că ați înțeles, ați înțeles despre ce e vorba. Mi-am dat seama că de vreo 3 ani n-am mai făcut stand-up pe această scenă, cam de prin vremea pandemiei, așa că am zis, hai să revin, să ne distrăm. Vreți? Hai. Da. Ne-ai revenit? Hai să zic, de ce nu? Da. A zis și Ioana state de pandemie și cred că încă nu ne-a trecut, că asta e șmecheria, știi, că noi uităm repede. Acum că tot avem și război și criză, zic, hai să fim nostalgici, să ne mai amintim cum a început. Nu? Ideea e așa, eu am și eu un grup foarte prost de prieteni, na, nu o să dau nume acum, Fodor, Nadin și Cabral. Tati, n-ai cum, niște prieteni extraordinari, mai ales că Cabralul a fost primul care ne-a spus, bă, în 2 săptămâni o să vină peste noi ceva nasol de tot, din Italia, am eu, știu eu de undeva, nu știu, întreabă românii, face el niște chestii, știi? Și e foarte nasol că ne-a luat un plex, că pe urmă au apărut știrile și el ne-a zis, am început să fac provizii, mi-au motorină. Cred că el lansează treburile astea. Mai țineți minte când au năvălit românii pe motorină? Eu cred că stă acolo la emisiunea și când aia răspund pe acolo, mai zice așa, motorină, motorină. Bă, au fost români, au fost tâmpiți care s-au dus și au pus în tomberoane motorină, tati. Ai văzut? N-au pus în rezervor, dar în tomberoane au pus. Parcă și vă pe autostradă cu becul pe galben. Ce dracu ai făcut? Păi, da. Păi pune în tomberon, păi știi tu? Nu, lăsăm dracu mașina aici. După aia cred că i-a dat-o pe ulei, tot așa, a stat pe urmă, ulei, ulei. Crezi că au fost niște proști care au vărsat tomberonele cu motorină să pună ulei? Sunt în stare, n-ai treabă. Am rupt ăla de online cu l-am rupt în 2, tati. Cred că au bani acum să ne cumpere țara, efectiv, e a lor, da? De toate am luat, cea mai proastă cumpărătură. De la de chibrituri, cum se numește, duzină de chibrituri, 3 lei, transport 18 lei. Bă, șmecher, tată. Am stat în casă, le dezinfectam, le făceam, le dregeam. M-am dus în vingător la soție. Uite așa eram cu duzina aia. Ia uite, iubita mea, ce-am cumpărat. Și a zis, ce sale? Bine, mă, generația asta tânără. Habar n-aveți voi cum făceam noi focul când... Chibrituri. Și ce faci cu ele? Bă, foc, mă, foc. La ce faci, mă, foc, bă, tâmpitule? Că ai plită electrică, aia, totul electric. La ce dai tu foc? Bă, fac... Cât au costat? E, dă-le, nu mai contează. Câțiva lei acolo. După aia, deci după ce am luat frigider, combină frigorifică, l-am umplut, am și acum pizza congelată, dacă vreți veniți oricând facem, fără probleme. Am luat, bă, a început discuția pe grup, că aveam grup, știți cum era pe vremea aia. Bă, 30 de cazuri erau tati pe zi. 30 de cazuri, nu deschidea nimeni geamul, nu ieșeam afară, ne împuțeam în casă și mâncam pizza congelată. Asta era toată, da? Bun. Și vorbeam, bă, tati, trebuie să ne luăm arme. Bă, nu știu dacă ați avut discuția asta, noi am avut. Păi de ce, mă? Păi vin ăștia care nu mai au servici, nu mai au alea, vin să ne ia drojdia, vin să ne ia pizzele, vin să ne ia astea, știi? Și noi trebuie să ne apărăm. Cabralul avea cu ce, el poate să apere el, cu el. Dar eu cu ce? Am început pe site-ul ăla cu ei să caut arme.
Unde-ți? Am găsit topoare. Tu știi, Nelule, toporul poate fi... Da, bă, 99 de lei un topor, zic, câte topoare să iau? Eu nu mă gândeam că mă bat efectiv așa. Am zis că arunc. Eu am văzut și la concursuri, tati, ăia la concursuri și nu dau cu fierul, mai dau cu lemnul. Eu am zis, mai bine iau niște lemne, tăle dracu, sunt mai ieftine, știi, arunci. După aia zic, fii atemă, că am avut eu un prieten în gașca cu Fodor, cu ăștia care avea un arc de cerb. Cât mine era? Îmi iau un arc de la... Nu prea știu să-l mânuiesc, n-am niciodată, dar ieșeam pe balcon ăla, pe, venea să fure drojdia, eu scoteam ăla ca... Legolas. Așa, nu Legolas, pe ăilalți. Ziceam, bă, not so white walker. Dă-te jos că trag. Asta ai văzut cu arcul? Da, te-am văzut pe tine la America Expo. Da, e greu, e greu, e greu. N-ai nicio șansă. Și am zis, hai să mă automatizez, să iau arbalet. Arbaletă, e automată. Tragi de aia, pui... Bă. Dar ai văzut cât e săgețica aia la arbaletă? Dar ai văzut cât e încadrarea? Nu. Stai, mă, eu nu vreau să omor pe nimeni, bă, tată, stai așa. Eu nu vreau să omor pe nimeni, dar m-am gândit cum ies eu cu arbaleta. La arbaletă, e mai efeminat așa arbaleta aia. Trebuie să-ți dea un guler de la pufos, așa, și o capă. Când ești acolo să zici, măi, trag în tine. Hai să zic că tragi. Ideea e nu, Doamne ferește, să nimerești pe cineva. Ideea este să sperii. Corect. Cu ce sperii? Tu ai văzut cum sună arbaleta? Băi! Hai să zic că-l nimeream. Să zic că, Doamne ferește, chelule, că-l nimeream. Ăla cu geaca pe el, cum era frig așa, îi venea o săgețică de aia. Care dracu arunci cu pixuri, mă? Bă, dă-te jos de la balcon, vino cu aici. Ce ai cu mandolina aia, mă? Vino cu aici. Mi-am luat spray-uri cu piper NATO. Că se pare că NATO poți să dai cu piper, n-am dat niciun fâs de la... Acum stau să mă gândesc, pun în salată, pun pe friptură, nu știu ce să fac. Și din nou, cea mai proastă cumpărătură, armă de apărare, am luat un pistol cu gel lacrimogen, 1800 de ron. Ce a fost lacrimogen la el? Am plâns după bani. Băi, tati! A venit un pistolaș de firmă, nu zic firmă, cu W. Am și de la Airsoft, bune. Bă, dar cred că și lua de minune era mic. Deci era, zice, breloc. Atâta, mă, știi, și cu un tăla de gel, uite, atâta. Zic, ce fac eu cu ăsta? Zic, stai un pic, la prețul ăsta poate o fi ceva gen cum era în Men in Black, știi? Că era un pistolaș mic și când dădea mare damage, ce făcea. Gata, mă, am băgat familia în casă, mi-am pus două măști și am stați în casă că trag. Am încărcat ăla și am tras, orică l-am ținut o gangsta așa, orică n-am desfăcut bine căpăcelul ăla, care aveți copii, știți. Când curge mucul la copil ăla, dă nu se duce de tot. Rămâne acolo un vârf. Să mai și duce înapoi așa un pic. Uite așa s-a găsat, zic, bă, păi dacă m-a atacat cineva acum, ce făceam, mă, alergam pe curte? Vino să te dau pe față să plângi, vino cu ace. 1800 de lei am dat pe prostie. A fost greu, bă, niște proști. Ieșeam la cumpărături că, na, dacă stăteam în casă și mâncam toată ziua, ceea ce la unii se vede, na? Mergeam la, făceai foaie, ieșeai la hipermarket, da, câte două coșuri fiecare. Două coșuri fiecare. Eu și soția, două coșuri, că odată ieșeai, da? Și luam. Bă, și nu știu de ce, mă trimitea la roșii, să iau roșii. Roșii iarnă. Știți roșiile alea de iarnă? Alea de jos snooker cu ele. Snooker, tati, alea. Eu aveam două măști pe față, mănuși, pe mâini. Regulamentar din prima. Soția la fel, bă. Și n-am crezut vreodată că o să mă potignesc într-o mic amănunt al vieții. Bă, tati, n-aveam nicio armă să deschid punguța aia bio, bă, tati. Nu puteam să suflu, nu puteam să scuip, nu puteam să fac așa. Stăteam ca o veveriță la ăla de roșu, uite așa, așa făceam, cu mănușile alea care alunecau și cu două pungi. Venea un grup de babe, a mea făcea, hai că vin babele, le dau moli, mai rău. Stai că nu pot să desfac căcatul ăsta. Alea veneau, eu făceam, în gură de bă, bă, atâta teroare nu mi-a luat, bă, în viața mea. Hai că vin, hai, nu știu ce nu le-am pus în bol. Am stat așa, am văzut că se apropie alea, m-am panicat, am uitat că am două mărși, s-am scuipat. Nu se poate, la 30 de cazuri pe zi am stat în casă. Nu mișca nimeni, toată lumea s-a uitat la film. La 2000 de cazuri pe zi, la 2000, toată țara era la mare. Toți eram, gata, mă, nu mai putem, nu mai, mă, nu mai treabă. Deci toți eram, noi am fost cu copilul să-l mai scoate în casă. Pe vremea aia avea un an jumate. Care aveți copii mici, știți, la un an jumate
tot ce prinde, bagă în gură. Tot ce... Uite, că e și aproape. Era, uite așa, eu trebuie să mă plec, chiar dacă sunt mic. El era direct... Gusta. 4 zile din 7, că după 4 am plecat, asta am făcut toată. Asta, numai asta am făcut. Nu în guriță, tati. Nu băga în guriță, tati. Nu, tati. Nu în guriță, tati. Nu băga în guriță. Nu, tati. I-a adus valul în pescăruș. Nu băga pescărușul în guriță, că e bă... Lasă, ce? Nisip. Ai mâncat și ieri nisip. Nu mai mâncat că e acela nisip. Nu. Ce? Jucăria fetiții. Nu băga. Nu băga fetița în guriță. Bă, era teroare, bă. Eu nu știu de ce mai stăteam acolo. Nu, nu mai băga. Nu mai. Ca să nu mai zic că frații noștri, dacă mai țineți minte, 7000, frații noștri, da? Mergeau când totul era cu mască cu astea, fără nicio mască, fără nicio treabă, cu porumb și cu covrigi, din copil în copil se duceau, ce-ți dau? Le făceau poftă, îți dai seama. Bă, tu faci valul următor. Eram și la mare, înțelegi? Tu faci valul următor. Bă, mi-a dat unul răspuns, bă, mi-a dat viața peste cap. A zis, păi, bus, e fiert! Concediul meu la mare în teroare așa a fost. Nu în guriță, tati. Făceam părând. Nu știu dacă ați făcut asta. Nelule, tu știi, ai doi acum. Tati, părând. Stai tu o oră pe șezlong sau cât mă duce pe mine vocea. Relaxează-te un pic, stau eu. Nu în guriță, tati. Nu în guriță, tati. Nu, bă, mă întorceam cu spatele. Că știam ce face. Vreau să mai văd și eu cealaltă parte a plajei. Uite ce era. Nu în guriță, tati. Nu în guriță, tati. Nu. Nu mai băga în guriță. Nu mai băga. Lasă-mă, nu băga în guriță. Nu, nici nu mă mai uitam la el, da? După ce efectiv muream, efectiv nu mai aveam, știi când nu mai salivă în gură, era cald afară, eram distrus de sete, așa, și ziceam, iubire, vino să preiei copilul, nu mai pot, vino. Se ridica a mea după o oră, relaxată, pe șezlong, venea așa frumos, îl prelua din prima, știi cum, nici nu-l lăsa, nu-n guriță, mami, nu-n guriță, mami, nu-n guriță, mami, nici aia, nu-n guriță. Și mă duceam, eu îmi luam câte o bere, nu știu dacă ați băut vreodată bere voleu. Aia, dă sete numai. Prima bere dispare, zici că ești magician. S-a dus. Și a doua, când a luat a doua bere, m-a lovit aia, m-a luat amețeala. Și cum o vedeam eu pe aia așa tot? Nu-n guriță, mami. Nu-n guriță, mami. Nu. Bă, am început să râd, bă, tat. Bă, m-a luat un râs de la isteric, de la prost. Cel mai prost râs. Cel mai nepotrivit râs. Și am început să râd și ea s-a uitat la mine. De ce râzi? Asta chiar nu pot să zic. Jur. Deci mă omori. Bă, zic că te omor dacă nu-mi zici. Vezi, bă, iubirea mea, dacă cu 2 ani jumate ai zis nu-n guriță. Și cu asta vă mulțumesc, oameni buni. Ați fost absolut minunat. Aveți o seară, da, aveți o seară fantastică. Vă mai zic una scurtă, una scurtă, că eu sunt cunoscut pentru povestiri. Vreau să fac un anunț pe sfârșitul acestui număr. Caut o menajeră, dar neapărat să o cheme Nicoleta. Întrebați-mă de ce. De ce? Ca să o trec în telefon Nicki Minaj. Dar mai stingeți din becurile astea, tată, că e criză. Dane, te aștept sub vâsc. Inițial am vrut să vin îmbrăcat în Moș Crăciun. Doar că, având în vedere crizele din ultimii ani, am ajuns să cred că orică nu există, orică Moș Crăciun a sărăcit în așa hal, încât nu mai are rost să vină. Pa bune, unul singur, un singur moș cu bani mai știu, și are Moș Ion Țiriac. Da, da, da. Doar că, din păcate... Nu mai e nevoie să spui nimic, cea mai bună glumă a serii. Doar că, din păcate, pe genunchii lui Moș Ion Țiriac, foarte puține ajung să stea. Sincer, eu nu mi-am imaginat o clipă că după 33 de ani de la Revoluție, românii o să aibă sărbători de criză și nu invers. Cum era obiceiul la noi, crize de sărbători. Mai țineți minte ce crize făceam anii trecuți că sunt brazii prea scumpi? Ah, chiar. Bă, nene, dădeam sute de lei pe un brad și după ce trecea Crăciunul ne durea efectiv sufletul să-l aruncăm de pe balcon. Bine, mai erau și aia eleganți și cizelați și școliți care înfundau ghena cu el, da? Foarte amuzant. Mor de restul alta. Vă spun sincer, noi de câțiva ani încoace am mers pe brad ecologic. Mă rog, nu e nimic ecologic într-un brad de plastic, da? Brad de petrol. Dar am înțeles că dacă l-arunci dispare în 1000 de ani. Mai puțin dacă l-arunci la mine în cartier, în 3 minute v-am bubat. Reciclăm. Indiferent ce tip de brad ai, tot trebuie să pui ceva în el. Eventual ceva să ne reprezinte anul în curs. Uite, de exemplu,
când a fost pandemie, am pus măști, toate testele de COVID, de sarcină la cine am mai... Anul ăsta, în schimb, am pus OB-uri, că n-aveam ce să pun, să arate ca obuzele. Ba chiar am pus și un dildo în vârf, în vârstea, să arate ca o nucleară. Oh! Altfel de brazi. Altfel. Bravo! Anul ăsta am avut mai putin. Dar să încercăm să privim partea bună a crizei. În așa fel încât anul ăsta să nu ne mai enervăm cu bradul. Uite, decât să dăm banii pe care nu îi avem pe brad, mai bine să-i dăm pe cadouri. Păi ce nebunie era, mă, nene, înainte cu cadourile? A? Nevestele noastre voiau genți de firmă, să schimbăm telefonul, să le schimbăm mașinile, da? Și noi, ca băieții cu minți, vreau doar una mai tânără. Aia. Acum, cu criza asta, multe dintre ele nu prea mai au ce face. Trebuie să se mulțumească cu puțin. Puțin de la unul, puțin de la altul, știți cum e? Să umple. Da. Atâta timp cât au net, ceva pică. Curge. Se întâmplă. Curge, am zis? Ce prost. Pică mai degrabă. Pică. Ceva cade. Așa, mai departe. Colindele. Bă. Mai țineți minte cu câtă emoție ne duceam la ușă? Să vedem când sunau colindătorii, te uitai prin vizor așa și îi vedeai mici, zgribuliți, vai de capul în ce, și tip-til-tip-til te retrăgeai de la ușă, nu cumva să te audă. Acum, cu criza asta, nu cred că o să mai avem nici măcar colindători. Totuși, dacă o să vină unul la mine la ușă și sună la ușă, păi deschid ușa și zic, cum sunt un... îmi consum curentul de la interfon? Păi curentul, păi curentul... Găspă... În tine m-am dus greșit. Că doar nu merge cu aer. Da. Din păcate, prețurile la energie ne-au făcut să... Mamă, dintr-o dată m-am transformat în purtător de cuvânt. Purtătorul de cuvânt de la Ministerul Energiei. Din păcate, prețurile la energie ne-au făcut să devenim mai atenți. Înainte când plecam de acasă, lăsam luminile aprinse. Ce știi? Vremuri. Să zică lumea că suntem acasă. Acum le stingem de ne speriem unii de alții. Adică noi de hoți, hoții de noi, măcar ne rămân lanternele. În fine, s-a scumpit benzina, s-a scumpit și gazul. Cred că anul ăsta o să fie prima dată când din economie în cuptor o să băgăm în același timp și sarmalele și cozonacul. Acum cer scuze de ele că îți fac poftă, dar asta e. E prima oară în istorie când de Crăciun o să miroasă în case a confuzie. Dar se mănâncă împreună, mă, sarmalul cu cozonacul. Da, dar nu se gătesc în același timp. Cu frișcă. Eu așa le mănânc. Ce vremuri. Ce vremuri când puneam varză la murat și trebuia vânturată. De mirosea în tot blocul, ziceai că sunt la băile Herculane. A? Ăsta e adevăratul miros al Crăciunului. Varză murată, tată. Da. Când creșteam un porc în cadă, așa se creștea, în cadă că îi mutaseră de la țară, înțelegi? Și îl hrăneam cu pâine uscată. Acum că pâinea uscată am aflat că se numește crutoane, nu ne mai permitem, tată. Nu mai... Gata. Acum nici mirosul portocalilor nu ne mai aduce aminte de sărbători. Pentru că nici portocalele nu mai miros a nimic. Nici bananele nu le mai ținem învelite în ziar. A? Mai țineți minte? Da. Undeva sus. Când a fost ultima oară când ați cumpărat o banană verde? Nu vorbim cu tine. De ce, domne? E bun la cap ce... Lăsați asta, lăsați asta. De fructe. Spuneți-mi când a fost ultima oară când ați cumpărat un ziar? Așa, vedeți? Așa, da. Suntem atât de săraci... Că nici bananele nu mai avem în ce să le învelim. Oricum. Da. No, de când a dispărut Hustler-ul, dar ele mai... sunt învelite în coaja lor. Oh, Doamne, cât mai am aici. E cam de vreme, tineri, cam de vreme. A venit vremea să vă las. Bucurați-vă. Mă duc să-mi ascult patinele, să-mi lustrez schiurile, să le pun pe la jumate.ro. Că ce, dacă e criză, nici zăpadă nu mai e. Dar oricum nu contează zăpada. Că ăla, cum îi zice, smeuri ca să bea fără gheață. Da? Oameni buni, frăguți. Sărbăutori fericite! Cel mai important eveniment al emisiunii Umor
Și emoțiile sunt mari pentru că toți cei care au stat pe acel scaun de al patrulea jurat se întorc să povestească experiența pe care au avut-o. Emoțiile sunt mari, bineînțeles, și pentru faptul că niciunul nu a plecat de aici prea vesel. Vrem să-l salutăm pe Costel. Salut, Costel! Salutare! Nouă venit în acest juriu! Bravo! O jumătate de sezon ai fost cu noi și putem spune, fără să greșim, Costel, că este cea mai lungă perioadă în care te-a văzut cineva treaz. Oh! Să se noteze! Este al 13-lea sezon și în sfârșit de la domnul Șerban, prima glumă! Aplauze! Exact! Măcar tu! Da. Exact, va fi de fapt un show ca oricare altul. Badea o să plângă, Delia o să râdă, iar Chelu o să facă... Ce face Chelu? Altceva. Foarte drăguți au fost, foarte buni. Era să, vroiam să zic, pentru un debut a fost senzațional, dar mi-am adus aminte că domnul Dan nu e. Da. Nu am venit aici să inventăm apa caldă, nu? Facem ce știm mai bine. Deși la mine în cartier ar cam trebui inventată, da. O, a doua glumă deja, bă, ia vezi. Hai, dai și lui. Gata, a doua glumă. Cum te numești? Te-au... Șerpănel. Te-au în deschidere la Polivalentă 12 decembrie. Vezi că ești la a doua glumă, vezi că aproape ești Radu Pietreanu. Ia, ai grijă. Ce vorbești, frate? V-ați iertat? Eu sunt partea serioasă a acestei emisiuni. Tu? Da. Dar ție cine scrie textul? Chelu? Nu, mi l-a scris Delia, dar cu pixul lui Rocco Siffredi și nu prea mai înțeleg nimic de pe care. Da. Gândindu-ne la acest sezon 13, să știți că a fost greu și pentru noi. Știți cum se spune. La început a fost Dumnezeu, după care s-a supărat și a fost înlocuit de Iisus Costel. Da. Care a făcut, okay. Costel, acest... care a făcut, da, din ai umor ceea ce numai femeia cu cărămidă a făcut din Acces Direct. Nu, asta ar fi momentul. Adică... Deja... Istorie, mă, nene, istorie. A apărut al patrulea jurat, un moment de maximă tensiune. Cine vine? Cine este? Făceam ghicitor, oare cine să vină? A venit doamna Maya Morgenstern. Bă, e o performanță după ce a jucat cu Mel Gibson să stea la juriu lângă domnul Chel. Puțin poți înțelege treaba asta. Păi eu pot. Da? Se numește răbdare. Am trăit atâta succes cu Animal X și acum prezint cu animalul ăsta de badea. Frumos, domnul Șerban, frumos. Hai să găsesc un răspuns pe măsură. Povestește-i și lui cum e. Nu găsesc niciun răspuns atât de mic. Bun. A fost între noi, da, și Răzvan Simion, da, celebrul coprezentator, da, al lui Dani. La roast, o fetiță minunată, Ianca, da, fiica lui, care ne-a demonstrat că există oameni talentați chiar și la el în familie. Extraordinar. Apropo de oameni cu un talent imens. Imens, imens. A venit la noi de departe. Bine, și-a ținut talentul ascuns cât a putut și ferit de privirile oamenilor. O legendă a filmelor ăsta porno, Rocco Siffredi. Aplauze pentru el. Filme pentru adulți. Adulți. Din auzite, știu și eu că a făcut astfel de filme. Eu nu m-am uitat niciodată. Da, nu, mai niciun. Ales la scenele alea când... Aia din Călugărița 2, da, nu, n-am, nicio n-am văzut, n-am, habar n-am. Nu, eu doar da, am auzit. Da, nu, a radiofonic, atât am uitat. Băi, să nu uităm de Nicoleta Luciu. Da. Cum să uităm, mă, dar ce noi suntem fanii ei? După ani de pauză în care a făcut Copii și n-a mai apărut la TV, Nicoleta a ieșit din ascunzătoare și a nimerit din prima direct în juriul Ai Umor. Știi? Deși ar fi trebuit mai degrabă să se numească Ai Fi Avut Umor. Adică ce, măi, Dani? Ce vrei să spui? Ea nu e amuzantă? Bravo, te-ai prins. De jumătate de oră vorbim și în sfârșit te-ai prins și tu la o glumă de-a mea. Bravo, asta. Stai, mă, că nu merge așa. Mie îmi place de Nicoleta. Da? Da, și mie îmi place de Costel, dar ai zis numai nenorociri de el, na. Bun, atunci hai să spunem amândoi despre Iulia Vântur. Da, sunt de acord. Iulia Vântur a fost aici în juriu și puteți uita. Unii dintre ei, nu vă spunem care, sunt în această seară aici. Nu vă spunem care, unii dintre ei. Se întorc pentru o mică răzbunare, să-i spunem. Na. Ei, na. Tot ce au trăit aici alături de Delia, Chelu, Bendeac și Costel, veți auzi în câteva momente chiar de la ei, da? Vin la Umor și urmează să spună lucruri neașteptate. Jurații Ai Umor, dar după publicitate!